Apel primar în Bună dimineața București. Bună dimineața București, aici e capitala. Păi fix așa cum ți-am promis, la ora asta stăm de vorbă cu primarul sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu. Bună dimineața. Așa. Ieri a fost o zi importantă, a avut loc dezbaterea publică a bugetului sectorului 6 pentru acest an. Sunt sigură că sunt foarte multe lucruri de spus, dar aș vrea să ne concentrăm pe principalele proiecte de investiții, proiecte care încep anul acesta și ar trebui să fie finalizate la finalul mandatului. Da, așa este. Este primul an al acestei administrații și este normal să planificăm bugetul într-un mod multianual. Anul acesta este anul de început, de aceea ne concentrăm foarte mult pentru a iniția proiecte. Orice proiect are nevoie de un studiu de fezabilitate, ca așa îți cere legea, de un proiect tehnic, urmând ca imediat ce acestea sunt executate să contractăm și lucrări. Principalele proiecte de investiții pe care le avem este să construim corpuri de școli, pentru că avem o presiune foarte mare pe școli, pentru că s-a construit foarte mult în sector și pentru că vin mii de copii din comunele și orașele alăturate, cum ar fi Bragadirul, Chiajna, Domnești, și grădinițe și creșe. Deci inițiem acum construirea a 5 blocuri de școală noi, corpuri de școală noi, 4 grădinițe și 2 creșe. Asta pe zona de educație. Ce mai facem? Construim practic drumuri care acum sunt o stare foarte, foarte proastă sau care nu sunt, sunt doar noroi. Încă mai avem și în sectorul 6 astfel de drumuri și le-am prioritizat. De asemenea, vom avea și vom reamenaja alei dintre blocuri. Dar nu așa cum au fost făcute până acum pe vechile amplasamente, ci le vom reconfigura pentru a fi mult mai fluide și mult mai eficiente. Mai avem un proiect să facem și un spital de mici dimensiuni pe linia mediană, pe Timișoara, Bulevardul Timișoara, dintre Bulevardul Drumul Taberei, care are o foarte mare densitate, și Bulevardul Militar, care de asemenea este foarte, foarte populat. E nevoie de un spital, pentru că în sectorul 6 nu avem niciun spital. Și mai avem și alte proiecte mai mici, dar care se referă la diferite amenajări pentru terenuri de sport, baze sportive. De asemenea, important, anul acesta o să amenajăm coronamentul lacului Mori, iar anul viitor insula lacului Mori pentru agrement. Și tot în notă de agrement sau zonă culturală, degrabă agrement, vrem ca să amenajăm pe strada liniei un parc lung și verde, dacă ne permite primăria capitalei, pentru că primăria are acolo un alt obiectiv, vor să facă un tren. Dar până să se apuce de tren, mă gândesc că ar fi bine să amenajăm acea zonă. Și ar mai fi să continuăm lucrările începute de fosta administrație la cinematograful favorit. Aici avem un centru cultural în care vor avea loc nu doar spectacole, filme, ci și activități de educație non-formală, de la muzică, dans, balet, arte frumoase, pictură și așa mai departe, și piațete. Trebuie să le facem parțial și Bulevardul Drumul Taberei, deci avem o listă foarte, foarte lungă de investiții, nu le-am spus chiar pe toate, pentru că v-aș ocupa practic toată emisiunea. Și cum spuneam, este anul în care demarăm, în care începem, și ele vor fi executate pe parcursul acestor ani în funcție de buget. Aș vrea să mă întorc puțin la domeniul ăsta, infrastructura rutieră. S-a discutat foarte mult despre drumul expres Valea Largă. Dacă puteți să ne spuneți ce presupune, să ne spuneți mai multe despre acest drum. Da, acest drum expres este doar logic să fie executat. El ar putea și va lega Bulevardul Timișoara dinspre Valea Cascadelor cu Bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea. Deci, practic am conectat tot ce vine despre A1, mă refer la mașini care vin de pe autostradă, nu mă vor mai ieși, care vor să meargă în zona de sud a Bucureștiului, în zona Bragadirul, de exemplu, sau partea aceasta din spre Ghencea, drumul Taberei Ghencea, sau chiar în sectorul 5, să mai aibă o alternativă pentru a nu mai aglomera Valea Oltului ca acum.
Deci este un drum expres cu patru benzi, două pe sens plus piste de biciclete. Evident, înainte trebuie să facem canalizare, trebuie să facem, să tragem electricitate pe acolo, să tragem gaze. Exact așa cum se face un proiect, că nu există nimic acum, acolo este doar pământ. Acest proiect, deși a fost prevăzut dintr-un puz mai vechi, n-a fost executat până acum și mai mult s-a construit, cu atât că exista acest puz, s-a construit pe acest drum și acum o să fie nițel șerpuit, din păcate, pentru că deja au apărut blocuri acolo. E o foarte mare problemă cu cum s-au făcut în proprietăririle și cum s-au cadastrat terenurile, pentru că la orice lucrare de genul acesta, două treime ne costă de obicei exproprierile și o treime costul lucrării. Și acest lucru se întâlnește și pe drumul Osiei și pe alt drumul Belșugului și alte drumuri pe care vrem să le facem. Ați menționat de puzuri mai devreme. Care sunt planurile în ceea ce privește dezvoltarea urbană? Pentru că știm deja în prezent puzurile de sector sunt suspendate. Aici, cu voia dumneavoastră, săptămâna viitoare o să țin o conferință de presă fix pe acest subiect și n-aș vrea ca să stric din surpriză și din atracția pe care vreau ca să o am, ca să am pregătit aici ceva, m-am gândit la câteva soluții ca să avem și o dezvoltare judicioasă și ordonată și rațională, care e cel mai important lucru pentru mine, dar nici să nu oprim dezvoltarea. Corect. Deci, atunci vei face o conferință de presă și vorbim pe îndelete, că sunt convins că în acest context oamenii sunt foarte interesați. Și au foarte multe păreri și ei, evident. Când va fi votat bugetul? Cred că pe 15, astăzi, peste câteva ore, peste o oră și jumătate, practic, avem ședința. Eu pregătesc întotdeauna ședințele Consiliului Local împreună cu colegii din Alianța USR Plus, mă văd cu viceprimarii, mă văd cu secretarul, cu administratorul public, cu liderul grupului PNL și stăm împreună și facem ordine de zi. Nu o fac eu așa dintr-un birou, avem astăzi ordinea de zi la ora 10 și jumătate, ședința pentru ordinea de zi la 10 și jumătate și o să le propun colegilor ca să ținem ședința în care vom vota bugetul. Cred că în jur de 15 sau cel mai probabil pe data de 15 a acestei luni. Bun, weekendul trecut a avut loc curățenia pe lacul Mori, o curățenie care s-a încheiat cu 5.000 de saci de gunoi, enorm. Care este zona unde se face curățenie în această săptămână? Ce urmează? În această săptămână continuăm campania de curățenie printre blocuri. Deci am ajuns deja în alte zone, am început cu zona 5, zona 6, zona 4 și dacă nu mă înșel, săptămâna aceasta începem ori zona 7, ori zona 3. Nu mai țin minte pe din afară, dar oricum o să comunicăm și asta. De fapt, săptămâna aceasta suntem acolo, de fapt. Și acum urmează ca să... S-au decalat puțin, pentru că fiind multe activități, adică facem și curățenie, facem și astupare de gropi, facem și marcarea locurilor de parcare și toaletare pomi. Echipele vin așa succesiv unele după altele, chiar dacă nu sunt în aceeași săptămână fix, că sunt unii, așa este logica activităților. Întâi toaletezi copaci și după aia faci curat. Da? Corect. Corect. Întâi astup gropile, după aia faci curat și speli. Așa e logica lucrurilor și s-au mai decalat așa puțin, dar mergem mai departe cu campania de curățenie. O ultimă... Și va fi permanent, adică va fi tot mandatul, nu o să fie doar acum. Așa doar o campanie. O să va trebui să creștem mult capacitățile proprii. Și poate da, o să avem din ce în ce mai mulți voluntari care da, să se alăture. O ultimă întrebare. Săptămâna trecută, la o zi după ce a avut loc această curățenie, această campanie de curățenie pe lacul Mori, am avut acea știre, acea conductă care deversează apă poluată direct în lacul Mori, ceva descoperit de șeful Gărzii de Mediu. Aș vrea să vă întreb ce știți despre această situație, ce s-a întâmplat exact acolo și care au fost neregulile, pentru că este până la urmă în sectorul 6 problema. Nu este în sectorul 6, este în comuna Chiajna. Știți că lacul Mori nu este să află în sectorul 6 în totalitate. O latură a lui, deci să zic așa undeva la 30%
din țărmul lacului Mării se află în comuna Chiajna, acea conductă pe acolo vine. Am aflat și eu de acest lucru de la șeful Gărzii de Mediu, care face o treabă excelentă, dar nu este la noi, la sectorul 6, adică nu putem noi lua măsuri, nu putem noi face ceva. Toată problema situându-se în comuna Chiajna și afectând lacul Mării și sectorul 6. Deci, cu siguranță, ancheta se va îndrepta către primăria Chiajna și către zona respectivă și ce se întâmplă acolo. Păi, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Sunt foarte multe proiecte, vă doresc succes și sper ca lucrurile să se așeze așa cum ne dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult. O zi excelentă!